Duminică 29 septembrie, locuitorii din Stâlpeni sunt invitați să participe la Ziua Comunei. Cea de-a 15-a ediție a manifestării se va desfășura la sala de sport a Liceului Tehnologic I.C. Petrescu. Potrivit programului stabilit de organizatori, între orele 12:30 și 13 va avea loc premierea competițiilor sportive și școlare. Între orele 13:14, program artistic susținut de unitățile școlare și preșcolare din Comuna Stâlpeni. Între orele 14 și 15, program artistic susținut de artiștii locali, elevii Școlii de Arte și Meserii din Pitești, ansamblul Fii Argeșului, Angelica Stănescu, Maria Mirabela, Bianca Chira, Elena Albuț, Rodica Voicu, Creola Stanciu și Alexandra Coroleac. Între orele 15 și 16, primirea invitațiilor și premiera cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Între orele 16-20, program artistic susținut de artiști consacrați, Elena Sima, Ion Drăgan, grupul Cronos și Carmen Șerban. Dragoste e tot, e o comoară că nu te gândești. O să apară cum tu iubirea mea, cu privirea ta mi-ai cucerit inima. Cum tu iubirea mea, cu privirea ta mi-ai cucerit inima. Și haide, haide, știu că vrei tu în brațe să mă iei. Haide, hai, nu mă lăsa, hai și dă-mi gurița ta. Să mă iei. Haide, hai, nu mă lăsa, hai și dă-mi gurița ta. Frate, soră, vă iubesc așa de mult. Frate, soră, fiindcă voi doi m-ați crescut. Frate, soră, repede au mai trecut ani, ne-au despărțit ani și bani. Frate, soră, de mână am trecut prin toate. Frate, soră, am împărțit totul jumate. Frate, soră, și acum ca și când eram mici, eu nu v-aș da pe 1000 de amici. Fiorul meu, să știi, oriunde în lume ai fi, cu inima de soră te-o iubi. Lai, lai, la, la una de ziua doi muri, cu frații-n inimă voi fi, căci nimeni nu-i poate înlocui. Petrecerea se va încheia în jurul orei 20 cu un foc de artificii.